Pilotul german Mick Schumacher, fiul lui Michael Schumacher, va fi în anul 2022 pilot de rezervă la echipa de Formula 1 Ferrari. El va disputa sezonul și în cadrul echipei Haas. Nu trebuie să uităm că el este deja un pilot Ferrari. El face parte din Ferrari Driver Academy și aceasta există pentru a identifica viitorii piloți Ferrari, a explicat Mattia Binotto, team principal de la scuderia. Schumacher Junior a încheiat primul sezon cu echipa Haas, el încheind pe locul 19, fără niciun punct. Tânărul în vârstă de 22 de ani va fi pilot de rezervă la 10 dintre cele 23 de Grand prix programate anul viitor, în alternanță cu italienul Antonio Giovinazzi. Piloție titulară la Ferrari sunt Charles Leclerc, care are contract până în anul 2024 și Carlos Sainz Jr., care are contract până în 2022. Michael Schumacher, tatălui mic, are 5 titluri mondiale în palmares cu echipa Ferrari.